Mai înainte erau, deci erau ceva dezbinări așa între romi și români, cum să zici. Și de când, după câțiva ani încoace, n-a mai fost. Că ăsta nu merg pe el, că-i țigan, că ăla că nu mi-e rușine că-i țigan sau nu. Acum nu mai. Diferențe de român și țigan nu mai sunt. Mâncăm, bem la o masă cu ei, vorbim, râdem, jucăm, nu e. Nu e diferență între români și la noi aici. Mult, mult ne iubește, ne respectă, nu e cu urât. Noi, adică romii, suntem puțin mai miloși, așa să zicem. Că dacă, la noi, dacă vine un român, trebuie mai bine de 100 de mii de ori. Ca la ei acolo, ca la români. E mai primit, adică, să zic, la un țigan nu poate să trăiască comunitatea așa de români, să zic. Din partea noastră, că suntem diferiți față de români. Dar pe altă parte, sunt o parte de români care suntem apreciați. Nu se face deosebire. Sunt o parte care nu are ce, țigan. Dar sunt o parte, eu lucrez cu un patron de-a meu care lucrez, înstărit. Ca lumea. Nu face deosebire. Bea după mine, dacă am turnat în paharul ăsta, după aia bea el după mine. Și un gospodar face deosebire de la mine. Mă simt așa. Nu, lasă să am zis, că te cunosc, știu cum e de la tine. Sunt o parte, alții care sunt mai răi, ca cum sunt alții, și dar eu beau după țigan sau nu se poate, nu, să stau cu el la masă, nu se poate. Da, dar eu la patronul ăsta meu care lucrez, mănâncă ce mâncare mănâncă dânsul, mănânc și eu. Nu se facă separatism că el mănâncă friptură și mie îmi dă fasoare. Nu. Niciodată. Și de asta am luat, care sunt o parte, care nu au cultură aia. Da. Un cap, ce spune, aia treaba mea cu țigan, stau de vorbă cu țigan sau stau la masă cu țigan. Ei, într-adevăr, mai sunt și aceștia care cu una, care una alta, filtea nu îi poate suferi din ei, dar nu suntem toți. Suntem și cinstiți.